Basme în limba română. Povestea lui Peter Pan. A fost odată o familie numită Darling, care locuia la Londra. Familia era alcătuită din părinți și cei trei copii ai lor: Michael, John și fiica cea mare, Wendy. Era o fată foarte iubitoare, care avea mereu grijă de frații ei. Aveau și o bonă pentru cei mici. Aceasta era de fapt o cățelușă din Newfoundland, pe nume Nana. Vină Peter Pan. Peter Pan, capitanul Hook, clopoțica. În seara următoare, doamna și domnul Darling se pregăteau să plece la o petrecere. John, Michael, Wendy, noi plecăm! Toți copiii veniră jos și mama îi îmbrățișă. Copiii se duseră înapoi în dormitor și se culcară. Nu trecu mult și coborâ o lumină pe acoperiș. Peter Pan și clopoțica se întorseseră. Peter Pan deschise ușor fereastra și intră în casă. Clopoțica a început să zboare prin toate colțurile casei, făcând gălăgie și trântind diverse lucruri. Șșș! Nu mai face gălăgie! O să-i trezești! Clopoțica deschise sertarul în care se ascundea umbra lui Peter Pan și Peter o prinse. Ah! O să te cos din nou! Peter Pan se chinui din răsputeri să-și coasă umbra, dar nu reuși. Șș, nu te mișca! Însă Wendy se trezise deja și se holba la Peter Pan cu gura căscată. Nu, nu! Cine ești? Și ce cauți aici? Eu sunt Peter Pan! Încerc să-mi cos umbra înapoi. Dă-mi-o mie, am să cos eu! Wendy începu să coasă umbra cu ac și ață. În timp ce Wendy cosea, Peter Pan îi povesti despre țara de nicăieri. Locuia în țara de nicăieri cu băieți pierduți. Este capitanul băieților pierduți. Îi povesti lui Wendy aventurile băieților. Clopoțica deveni geloasă din cauza acestei noi prietenii. Oh, wow! Ce viață plină de aventuri ai! Vrei să vii cu mine? Aș putea? Pot veni și frații mei? Da! De ce nu? Ai putea fi ca o mamă pentru băieți și le-ai putea spune povești seara. Am terminat! Acum umbra nu mai poate fugi de tine. Am să-i trezesc pe John și pe Michael. Mulțumesc, Wendy! Peter îi dădu lui Wendy un pandantiv din lemn de nuc în semn de recunoștință. Wendy îi prezentă pe John și pe Michael lui Peter Pan. Ambii frați se bucurară să-l întâlnească pe Peter Pan. Haideți, trebuie să zburăm! Ne așteaptă un drum lung! Dar noi nu putem zbura! E simplu! Trebuie doar să credeți în asta! Și mai avem nevoie de puțin praf magic. Vino aici, clopoțica! După ce ezită puțin, clopoțica împrăștie peste ei praful magic. Sunteți pregătiți să zburați? Da! Bine atunci! Să mergem! Și astfel începu călătoria lor. Pe drum trecură pe lângă podul Londrei, turnul Big Ben și curând ajunseră să zboare deasupra norilor. Dimineața, când a răsărit prima rază de soare, văzură cea mai înaltă clădire din lume. Iar după un timp, zăriră țara de nicăieri și se opriră pe norii pufoși să admire priveliștea. Ce frumos arată! Priviți! Acolo se află Laguna Sirenelor. Hei, Peter! De unde vine tot fumul ăsta? Acolo este satul indienilor. Și să nu cumva să ignorați corabia Jolly Roger, unde se află capitanul James Hook și pirații săi. Hook este cel mai rău pirat pe care l-am întâlnit, dar se teme de crocodil. De ce? M-am luptat odată cu capitanul și i-am tăiat mâna cu sabia. Oh! Crocodilul a înfulecat mâna lui Hook și i-a plăcut atât de mult gustul, încât acum îl urmărește să-l mănânce. Din fericire pentru Hook, crocodilul a înghițit și ceasul din mâna lui. Se aude tic-tac, tic-tac. Și îl avertizează pe Hook când e în apropiere. În acest timp, unul dintre pirați îi zări prin ocean. Capitane, capitane, i-am văzut pe Peter Pan și prietenii lui. Capitanul Hook urcă pe punte și îi smulse oceanul ca să se convingă. Pregătiți tunul!
țintiți spre Peter! Trageți! 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 De data asta nu mai scapă viu! Hei, uite o minge acolo! Hai să ne jucăm cu ea! Nu e o minge, este o ghiulea de tun! Trebuie să ne despărțim! Clopoțico, du copiii într-un loc sigur! Mă ocup eu de Hook! Clopoțicii îi veni o idee răutăcioasă ca să scape de Wendy. Wendy, tu rămâi aici! Am să mă întorc după tine! Bine, aveți grijă! Îi luă de mână pe John și pe Michael și îi duse de grabă pe mal. În timp ce Wendy se străduia să se ferească de ghiulelele pe nor, Peter Pan se duse direct către capitanul Hook. Hook, mai vrei încă o mână cu cârlig? Vino să mă prinzi! Hook își scoase pistolul și începu să tragă în Peter. Însă Peter evita toate gloanțele precum o pasăre. Clopoțica se duse să ceară ajutorul băieților pierduți. Aceștia erau 6 la număr: Tootles, Nibs, Slightly, Curly și Gemini. Băieți, Peter mi-a spus să o ucidem pe pasărea Wendy. Trebuie să facem cum a ordonat Peter. Țintiți pasărea! Cu toții își pregătiră săgețile și țintiră spre Wendy. Wendy încă se chinuia să găsească pe toată lumea. Peter Pan? John? Michael? Clopoțica? Unde sunteți toți? Nibs trase o săgeată direct în pieptul lui Wendy, iar aceasta căzu în tufișuri. Toți băieții împreună cu Clopoțica alergară să vadă pasărea căzută. Ești un laș, Peter Pan! Vino la mal! Bine, dacă asta vrei... Peter Pan sări pe pământ cu sabia în mână. Începură să se dueleze. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Sunetul ceasului îi atrase atenția capitanului Hook. S-a întors! S-a întors! Crocodilul înfometat venise să-l devoreze pe capitanul Hook. Capitanul se sperie și o luă la fugă spre corabie. Priviți! E o fată! E o fată frumoasă! Clopoțica, de ce ne-ai spus să o ucidem? Peter Pan își făcu apariția împreună cu John și Michael. Ce a pățit? Cine a tras cu săgeata în ea? Clopoțica zbură în copac să se ascundă. Clopoțica ne-a spus că ai dat ordin să fie ucisă. Este o pasăre. Clopoțico, oriunde te-ai ascuns, acolo să rămâi. Să nu te mai văd în fața ochilor. Wendy, ce ai pățit? Deschide ochii. Peter îi scoase săgeata din piept și își dădu seama că nu era niciun pic de sânge pe ea. Săgeata nimerise în pandantivul din lemn de nuc pe care îl dăruise lui Wendy. Wendy deschise ușor ochii. Peter, eu te căutam. Sunt aici cu tine. Hai să intrăm în casă. Nu vrei să ne spui o poveste? Da, sigur. Am să vă spun povestea cenușăresei. A doua zi, au plecat împreună să viziteze Laguna Sirenelor. Frumoasele sirene erau prietenele lui Peter. Deodată, unul dintre băieți strigă: Pirații, ascundeți-vă! Se ascunseră cu toții după stânci. Peter și Wendy văzură că pirații o țineau captivă pe tigruța Lily, prințesa indiană. Pirații o legaseră pe tigruța Lily de un copac. Oh, nu! Tigruța Lily! Trebuie să o salvezi! Peter începu să imite vocea capitanului Hook. Eliberați fata! Dar, capitane, tu ne-ai dat ordin să o aducem aici! Lăsați-o să plece, proștilor! E noua mea strategie de a-l prinde pe Peter Pan! Da, da, capitane! Pirații o eliberară pe tigruța Lily. Aceasta o luă repede la fugă spre satul indienilor. Când capitanul Hook află ce se întâmplase, își dădu seama că Peter Pan îi păcălise pe pirații săi. Hook se înfurie la culme. Am înghițit destul! Am să-i dau o lecție lui Peter Pan! Îți arăt eu ție, Peter Pan! În seara aceea, Wendy le spuse băieților o poveste despre trei copii care și-au părăsit părinții ca să zboare în țara de nicăieri. Mama și tatăl lor le duceau dorul foarte mult. Copiilor le plăcea țara de nicăieri, însă nu și-au uitat niciodată căminul. Nu se aseamănă cu povestea noastră? Oh, ba da! Chiar e povestea noastră! Uneori părinții își uită copiii. Alți copii le iau locul. Probabil că părinții noștri ne așteaptă. Ar trebui să plecăm acasă. O să plecăm mâine dimineață. Dar cine o să ne mai spună povești? De ce nu veniți cu toții? Ați putea locui cu noi.
Da, ar fi grozav să avem o familie. Ura! Da! Ura! Da! Ura! Peter, tu nu vrei să vii cu noi? În curând veți crește cu toții. Eu vreau să rămân copil. Nu vreau să trăiesc undeva unde adulții ne spun ce să facem. Peter Pan se întristă, fiindcă prietenii lui urmau să plece a doua zi, iar el rămânea singur. Dimineața, copiii părăsiră casa. Peter nu ieși să-i vadă cum pleacă. Pirații capitanului Hook se ascundeau prin apropiere. Aceștia îi capturară pe copii, îi legară și îi duseră pe corabia capitanului. Clopoțica a văzut totul din vârful copacului. O, Doamne! Unde e Peter Pan? Trebuie să-i dau de veste! Peter! Peter! Unde ești, Peter? Ce s-a întâmplat, Clopoțico? Hai să mergem! Să ne salvăm prietenii! Au fost prinși de pirați! Oh, bine! Să mergem și să-l aruncăm pe capitanul Hook la crocodil! Pe corabia piraților, toți copiii erau legați. Voi o să fiți prânzul perfect pentru crocodil, iar pe mine o să mă lase în pace pentru totdeauna! Ești al meu, Hook! Capitanul Hook începu să se dueleze cu Peter Pan. Peter lovi cu vârful sabiei, iar Hook căzu în mare. Crocodilul îl înghiți cu totul pe capitan. Și acesta a fost sfârșitul capitanului Hook. Clopoțica îi dezlegă pe copii. Cu toții se adunară în jurul lui Peter Pan. Ești curajos, Peter! Ca un erou din povești! Acum eu am să spun povestea ta tuturor copiilor. Ei bine, este o onoare. Haide, pregătiți-vă de plecare, dacă nu cumva v-ați răzgândit. Peter, te rog, vino cu noi. Eu sunt Peter Pan, cel care nu crește niciodată. Am să vă însoțesc până acasă. Da! Cu toții porniră spre Londra. Părinții lui Wendy s-au bucurat să-și vadă din nou copiii. Domnul și doamna Darling i-au îmbrățișat pe Wendy, John și Michael. Știam eu că vă veți întoarce într-o bună zi. Mi-ați lipsit atât de mult, copilași! Cine sunt acești copii, Wendy? Sunt băieții pierduți. Tootles, Nibs, Slightly, Curly și Gemini. Au venit din țara de nicăieri să locuiască cu noi. Pot rămâne cu noi? Da, desigur! Ura! Peter plutea la fereastră. Peter, nu vrei să te mai gândești la decizia ta? Am să rămân în țara de nicăieri, unde nu trebuie să cresc niciodată. La revedere atunci, Peter. O să ne fie dor de tine. La revedere, Wendy. La revedere, băieți. Să nu mă uitați. Peter Pan și Clopoțica își luară la revedere și plecară în zbor către țara de nicăieri.